Poftiți, domnule doctor! Da, da! Știi totuși la ce oră se înapoiază, domnul? Regret, domnule doctor, dar nu mi-a spus nimic. Ce cauți dumneata aici? Poftim? Ce cauți dumneata aici? Am venit să întreb ce gătim la cină. Pe cine? Pe cine gătim la cină? Pe cine să întreb când Conița și Conașul nu-s acasă? Păi nu, că eu am crezut că sunt aici. Tu să nu-mi spui mie, te... La cratiță! Îmi place! Soț cu autoritate! Unde nu e mână de bărbat, e papuc de femeie, domnule doctor. Iar eu nu înghit. Bravo! Nevastă mea ați văzut-o, e credincioasă ca un câine. Dar geloasă ca un tigru, domnule doctor. I s-a năzărit că aș avea ceva cu fata în casă. Eu cu o fată în casă? Eu sunt un valet stilat, domnule doctor. Și totuși la ce oră se înapoiază, domnul? Regret. Bine face. Eu trebuie să plec, am o pacientă aici la doi pași. Dau o fugă să-i pun crucea. Îi puneți crucea? Eu pun în agenda că i-am făcut vizita. Apropo, dacă se înapoiază domnul, înainte de mă întoarce eu, spune că pacientul pe care mi l-a recomandat, domn Carlos Homenides de Istangua, e perfect sănătos. Istangua? Păi doamna de Istangua tocmai o așteaptă pe doamna în salonaș. Ca să vezi ce mică-i lumea. La revedere! Ha, domnule doctor, voiam să vă consult eu într-o problemă. Dumneata? Da. Zi. Domnule doctor, discutam azi dimineață și cu doamna. Doamna Șandeviz. Nu Cornița, doamna mea. Doamna de la Crătiță. Da. Domnule doctor, ce e când cineva simte așa de o parte și de alta a pântecului un junghi ca un cuțit? S-ar putea să fie de la ovare. Asta am eu! Dragul meu, regret. Dacă vrei, ți le spun. Nu. Domnule doctor, le am, le păstrez. Așa să faci. Fii bun, te rog. Ah! Scuzați. Tu ești sigur că doamna Șandeviz se mai întoarce? Vai, dacă Onița a repetat, dacă se întoarce doamna, cum vă cheamă pe dumneavoastră? Omenides de Istangua. Exact, Istangua. Să nu o lași să plece, trebuie să o văd negreșit. A, doctor Finaș, medic al Societății de Asigurări Boston Life Company, care îmi spunea că l-a examinat pe soțul dumneavoastră, chiar azi dimineață. Nu se poate. Ba, se poate, doamnă. Am avut onoarea să-l examinez pe soțul dumneavoastră. Soțul meu la un medic, ce idee caragioasă. Zău? Vă felicit, doamnă. Aveți un soț... Ce robustețe, ce temperament. Tocmai mie îmi spuneți, domnul doctor. Rău. Din punctul dumneavoastră de vedere, trebuie să fie foarte măgulitor, nu? Da, dar uneori e și foarte obositor, nu? Sau? Doamnă, cine nu asudă, nu se bucură, nu? Doamnă! Da. Doamne! Ce tip? Doamna la tată de ticul pe domnul pretendent al Totetății Bottle Life Company? Poftim? Spuneam dacă doamna la tată pe domnul pretendent al Totetății Bottle Life Company. Nu înțeleg. Spuneam dacă doamna l-a teaptă pe domnul președinte al Totietății Bottle Life Company. French? Tu? Franțuiziș? Tu? Atunci adresați-vă feciorului. Eu nu sunt de acasă, eu aștept aici doamna Șandeviz. Șandeviz? Understand? Tu? Verstehe? Tu? Bă, loc te-am apupat. A, doamnă, am venit să vă întreb dacă nu vă plictisiți. Nu, dragă, deloc. Apropo, a intrat adineauri aici un fel de bărbat?
Un bărbat? Da. Vorbea așa un fel de... N-am priceput nimic. A, domnișorul Camil. E străin? Nu, e vărul Conașului. Are un viciu de vorbire, doamnă. Noi care ne-am format auzul am început să-l înțelegem. N-am mai pomenit. Lucien? Da. Draga mea, lasă-ne singur, Etienne. Două cafele. Da, Coniță. Draga mea, te-am chemat să spun că în casa asta se petrece o catastrofă. Bărbatul meu mă înșală. Cine? Victor Emanuel. Victor Emanuel Nemernicu. Dacă îl prind... A, va să zic că n-ai dovezi. N-am. N-am, dar o să am. Cum? Te-am chemat să-mi faci rost de dovezi. Cine, eu? Am motive să te socotesc cea mai bună prietena mea? E, da, și? Ce să fac ca să-l prind? Mai întâi ce te face să crezi că bărbatul tău trebuie prins? Lucien, eu nu sunt o copilă neștiutoare. Ce-i spune tu dacă propriul tău soț, după ce ani și ani de zile și de nopți a fost o holbură, un torent, un muson, dragă, deodată odorom tronc, tros plesc freșc. Eu aș spune, uf, bine că am scăpat. Te lauzi, dragă, te lauzi până te pomenești cu el că buf. Și mie, dragă, amorul ăsta neîntrerupt mi se părea plictisitor, cât pe ce să-mi iau și un amant. Un amant? Da. E, numai așa, să pun puțină sare în sirop. Dar ce să fac, dragă? Oricărei femei fericite îi se întâmplă, nu? Cu cât îi se întâmplă mai des, cu atât e mai fericită. Sau cu cât e mai fericită, îi se întâmplă mai des. Poftim, nici nu mai știm. Fapt e că, fără să-ți dau nume, pentru că pe domnul Roman Turner îl cunoști, am fost la un singur pas. Un singur pas, crede-mă. Să-i pun coarne, eu admit, dar să-mi pună el... Ai o morală foarte morala bună. Femeii e să aibă întotdeauna dreptate. D'acord, d'acord. Dar asta nu dovedește nimic. E cum nimic? Cum nimic? Când un soț a fost ani și ani de zile și de nopți, o volbură, un torent, un muson, dragă, deodată odorom tronc, trosplesc, flășc. Să știi că prin cazinouri sunt jucători care uimesc pe ce sume enorme mizează. După o vreme o să-i vezi că joacă numai câte un gologan și acela rar. Dar măcar gologanul ăla să-l joace, dragă. Bărbatul meu, dacă vrei să știi, a ajuns să nu mai dea târcoale cazinoului. Asta nu înseamnă că joacă în altă parte. Poate săracul e pur și simplu lefter. Da? Dar astea? Ce-s astea? Bretele, ce să fie? Observ. Știi tu ale cui sunt? Ale lui. De unde știi? Din moment ce umpli cu bretele bărbătești în poșetă, mi se pare normal să fie ale soțului. Ha! Și ți se pare normal ca bărbatul meu să primească azi dimineață bretelele astea prin poștă? Prin poștă? Printr-un colet poștal pe care l-am deschis din greșeală, în timp ce-i controlam scrisorile. Ori ca să îi se expedieze bretelele astea prin poștă, trebuie... Trebuie să le fi lăsat undeva, nu? Unde? Ei bine, acest undeva se numește La Motănașul Galanton Hotel. Hotelul Motănașul Galanton. Și dacă ai vedea hotelul, dragii... Ce l-ai și văzut? Dar bineînțeles, de acolo vin. Când am dat peste bretele, ce mi-am spus? Singurul mișloc este să-l fac să vorbească pe patronul hotelului. Ei bine, nici n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Ce-ar fi dacă ai avea o explicație cu Victor Emanuel? Cu el nu. Bărbatul e cea mai mincinoasă creatură. După femeie. Am găsit. Cum pui o scrisoare ca și cum ar veni de la alta și închei cerându-i o întâlnire. O întâlnire? La care, bineînțeles, te duci. Dacă vine și soțul, te-ai lămuri. Ha, o să-mi recunoască scris. Nu-i nimic. O scriu eu. Dă-mi puțin parfum. A,
Ați văzut? Velitoarea mea a venit foarte repede. Da, sigur că vă recunosc. Noi am stat de vorba din aur. Altceva spune el, dragă. Da? Îți spune că m-am înapoiat repede. Sigur, sigur. Domnul Camișan de Bizgărul nostru, doamna Carlos, omenides de Istanbul. Omenite. Încântată, domnule. Scuzați-mă că v-am interpretat greșit, adineaur, dar eu sunt cam tare de ureche. A, doamne, este foarte amabil că te înțeleteată de defectul din telul Gulliver. Da, ce zice? Are un defect de vorbire în cerul gurii. Aha, da, felicitări. Pe mine vă rog te-mă cudat, eu mă duc de lucrez. Lucrează. Vă rog te-mă cupat. Deci... Mai întâi, unde ar fi putut necunoscuta noastră să-l vadă pe Victor Emanuel, să se îndrăgostească de el fulgerător? Unde se duce mai des? La Baia Turcească. Raymond, acum de curând ați fost la vreun teatru? Da. La Palais Royal, miercurea trecută, dar era și domnul Roman Turnel cu noi. Mă rog. Deci, domnule, într-una din serile trecute, v-am zărit la teatrul Palais Royal. Nu, dragă, nu! Nu, e rece. Sigur. Eu sunt aceea care miercurea trecută nu te-am slăbit din ochi la Palais Royal. Și fără domnule, trosc deodată. Deci eu sunt aceea care miercurea trecută nu te-am slăbit din ochi la Palais Royal. Stăteai într-o lojă lângă soția dumitale și un domn Turnel. Oarecare. Mă rog. Niște persoane de lângă mine ți-au rostit numele și astfel am avut fericirea să aflu cine ești. De atunci te visez într-una pe dumneata și numai pe dumneata. Nu e puțin exagerat? Așa trebuie. Mă rog. Sunt gata să săvârșesc o nebunie, vreau să o săvârșim împreună. Te aștept azi, ora 5, fix la hotelul Motănașul Galanto. Adresa? Într-o Toussaint. Întreb de camera reținută pe numele domnului Jean de Biz, o femeie care te iubește. O necunoscută care te adoră. Parfumul. Poftim. Ieși afară, ieși! Ce faci, dragă? Ai întins cerneala. Da? Trebuie să scrii alta. Nu-i nimic. Postscriptum. Pentru ce, așternând aceste rânduri, lacrimile-mi curg și roaie? Că în așa fel ca lacrimi de deznădejde să se transforme în lacrimi de bucurie. Să nu-i se pară prea multe lacrimi, dragă. Când plânge o femeie, plânge. Da, ăsta nu e plâns, e bocet. Da, monașule. Fugi! El e! Mulțumesc! La ce ora a plecat? La orele 13:30. Bună ziua, doamnă! Oh, bună ziua, domnule Turnel! Bună ziua, Raymond! Da. M-am întâlnit cu Turnel pe scară. Ce coincidență, dragă! Am adus și o listă de eventual clienți care dacă... Dar ce tot îți salți pantalonia, dragă? Ți-ți largi bretelele? Da, parcă. Nu sunt alea pe care ți le-am cumpărat eu? Ba, alea sunt. Înainte nu ți erau largi. Le-ai fi strâns eu mai puțin. Să ți le strâng eu acum. Bretelele? Nu e nevoie, mi le strâng și singur. Vă rog să mă iertați. Da. Ah, Raymond, soarele meu. Te-am văzut azi noapte în vis. Domnule Turnel, dar te-am rugat să-ți măsori figurile poetice. În primul rând, soarele, nu-l vezi noaptea nici în vis. Dar ți-am spus... La revedere, domnule Turnel. Ți-am repetat. La revedere, domnule Turnel!
Domnule Tunel, vă cleamă vărul meu. Vă cleamă vărul meu? Da, lepede, lepede. Lepede, lepede. Lepede, lepede. Vă cleamă vărul meu. Când o să te hotărăți să vorbești ca lumea, este foarte simplu. Vă cleam, vleam, vleam. Este foarte, foarte simplu. Vă cleamă, vă cleamă. Domnule Tunel, vă cleamă... Vă cheamă vărul meu. E atât de tomplifat. Amice, Gami, ce mai faci? Totole, e de titi de ditiune. A, exerciții da, da, da. De dicțiune. E de titi de ditiune. Așa, apropo, bine că mi-am auzit aminte. Am o drăcie să-ți dau. Te de tine. Pe care ți-am promis-o, ceva să poți vorbi și tu ca oamenii. Ia spune, de unde-ți scapă ție consoanele? Din tăilul gulii mele. Din cerul gurii. Din tăilul gulii. Bravo. Uite ce ți-am adus eu ție. Mie. Vezi? Un cer nou. De argint, ceva ca în povești. Ticu ăta o tăpă bobii? Păi sigur că o să poți vorbi. Cu puțin talent intri și la comedia franceză. Totule! Stai! Trebuie să-l dezinfectezi mai întâi. Te-l detitetet? Da. Tu-mi te-l detitetet. Îl pui într-un pahar cu apă. Apă, apă? Cu niște picături de acid boric. Acid boric. Du-te! Du-te! Suțe? Du-te, titături! Du-te, titături! Câte picături? De... Câte picături? Du-te, titături! Trebuie să 29. Te-ai du-te 29. Pune capul ăla, pune capul ăla. Totule, tite titături. 329. Tite tite 29. Eu nu te pic, tite 29. A spus că se întoarce imediat. Doctore. Victor Emanuel. Tocmai mă întrebam cum dau de tine. Nu trebuia să cer o consultație personală și dacă se poate strict confidențială. Se poate. Doctore, e ceva în neregulă cu mine. Adică? Cum să-ți explic? Soția mea e o femeie adorabilă. Ea a reprezentat pentru mine și soție și amantă. Adică vreau să spun că am fost de două ori soț, iar în vremurile mele bune chiar de trei ori soț. Dragul meu, regret, dar nu e specialitatea mea. Stai că ajung eu și la specialitatea ta. Spune, mai văzut la teatru Nuvote piesa aceea intitulată Aveți ceva de declarat? Da, dar n-am fost singur în lojă. Ai văzut și tu ce ai putut? Prea multe n-am putut. Dar de subiect tot îți amintești? Deloc. E bine, un tânăr căsătorit în voiaj de nuntă tocmai îi predă soției primele noțiuni de gramatică sexuală când dă buzna peste ei un vameș cu întrebarea Aveți ceva de declarat? Întrebare care îi retează mirelui nostru nu așa? Cum să-ți explic? Cred că mă înțelegi? Nu mă înțelegi? Îi retează mirelui nostru? Tot nu mă înțelegi? Îi retează mirelui nostru? Firul ideilor. Parcă, dar nu mi-aduc bine aminte. Probabil că vameșul n-a trecut și prin loja ta. Dragul meu, o fi trecut, dar mie când îmi vine o idee, nu mi-o retează nici dracu. Ferice e tine, doctore, că și pentru eroul piesei întrebarea cu pricina devine o obsesie. Ori de câte ori vrea să reia cu soția, nu-i așa, lecția, îi apare în gând vameșul. Cu întrebarea, aveți ceva de declarat? După care, nimic, dar nimic, Ferice. Da. Agasanți mai sunt și vameșii ăștia, domnule. E bine, doctore, asta mi se întâmplă mie de la un timp cu Raymond, cu nevastă. Nu se poate. Tu cu Raymond ați rămas la gramatică? Nu, am trecut de mult la compunere. Dar într-o seară, sau mai exact într-o noapte, eram... Cum eram eu de obicei, când odată nu-mi dau seama... Vameșul.
O emoție, o indispoziție, m-am simțit odată... Vă muit. La început nu prea m-am alertat. Ce mi-a zis azi înfrânt, dar să vezi mâine revanșa. Și? Și nimic. Nimic? Nu nimic. Nimic, nimic. Dragul meu, să știi că ești pur și simplu victima unui fenomen de autosugestie. Ia să te examinez eu puțin. Te rog. Da, uite, poftim. Tendință spre cocoșare. De-aia ți-am și recomandat bretelele americane. Parcă văd că nu le-ai pus. Ba da, și ca să fiu obligat să le port, toate celelalte le-a făcut cadou vărului ca mii. Domnule, da. Comisionara a adus o scrisoare a... Mulțumesc. Dumneavoastră, doamnă? Eu, domnule. Ați venit să o vedeți pe soția mea? Am venit să o revăd pe soția dumneavoastră, de altfel, și pe domnul. Atunci nu e cazul să vă mai fac cunoștință. Nu. Nu găsiți că are un aer cam nervos? Cine, dumnealui? Nu, soția mea. Nu mi s-a părut. Probabil că mă înșel eu. Mai bine vă înșelați dumneavoastră decât să o înșelați pe ea. Just. A fost o glumă, doamnă? Da, da. Iertați-mă, nu mi-am dat seama. Finaș, doamna, a făcut o glumă. Zău? Dar ce-i veselia asta pe noi, dragă? Ți-s largi bretelele? Nu, doamna a avut un accident, a făcut o glumă. Da? A, nu. Dar ce s-a întâmplat? A, nu, nimic. Vreo veste proastă. Nici de cum, o asigurare. Să mergem, draga mea. Domnilor. Ei nu, doctore, femeile sunt uluitoare. Nici nu strece prin cap ce mi-a adus. Ce? Victor Emanuel! Vino, dragă, Turnel! Victor Emanuel! Bună ziua, Turnel! Salut, doctore! Ei bine, dragii mei, aflați că eu, Victor Emanuel și Andubiz, am făcut o cucerire. Nu se poate! V-am înfundat, poftim, nu inventez nimic. Eu sunt aceea care miercurea trectă nu te-am slăbit din ochi la Palais Royal. Când? Miercurea trectă nu m-a slăbit din ochi la Palais Royal. Pe tine? Pe mine. Ce gusturi! Stăteai într-o lojă lângă soția dumitale și un domn oarecare. Stăteam lângă soția mea și un domn oarecare. Un domn oarecare. Da. Ăsta ești tu. Observă nuanța, oarecare, adică X neant. Pulbere. Zero. Niște persoane de lângă mine ți-au rotit numele. Și astfel am avut fericirea să aflu cine ești. De atunci te pisez. Probabil te visez. Într-una pe tumnea ta și numai pe tumnea ta. E imposibil. Adică scrie așa ceva acolo? Da, pe tumnea ta și numai pe tumnea ta. Sunt gata să săvârșesc o nemnie. O ce? O nemnie. Vreau să o săvârșim împreună. Nemnia asta vrea să o săvârșească cu mine. Ai înțeles, Turnel? Oarecare, a? Te aștept azi ora 5 fix la hotelul Motănașul Galandon. O clientă a Motanului, știi că îmi place? Dar ce-i hotelul ăsta, dragă? Tu nu știi? Nu. Fost pisicuța cu jartele. Care l-a închis, am trecut poliția. Zău? Zău? Abar n-aveam. A, dragii mei! Ce? Am plâns! Nu se poate! Da! Nu se Pentru poate. Ce, așternând aceste rânduri, lacrimile încurg și oaie? Până așa fel ca lacrimi de desnădejde să se transforme în lacrimi de... Bucuie! De bucuie! Uite ce de lacrimi aici! Potop! Ce? Doamne Dumnezeule! Ce? Doamne Dumnezeule! Dar cu ce și-o fi dat în ochi de trăznește în halul ăsta? Vezi, vreme ce nici neștiutor, eu ședeam acolo la Palais Royal, o femeie mă sfredelea cu privirea de data asta pe mine și nu pe tine. Mă rog! Când piesa este proastă, ca și tochii la ceapuci. Ironic, ironic! A, dar ce prost sunt, într-adevăr, nu trebuie să am îndrăgostit de tine. Cu mine? Bineînțeles, te-a luat pe tine drept și-am debis, pentru că probabil cineva arătând spre loja mea a pronunțat numele meu.
Mă rog, tot ce se poate, nu? Uite bine la mine, Turnel, pot eu inspira o dragoste fulgerătoare? Cine, tu? Exclus. Pe când el, asta e menirea lui în societate. Farmecul tău e un pericol public. Ca ciuma bubonică. Nu. Cine vreme ce ți-a adresat pe ție, tu ai să duci la întâlnire. Nu, te rog, mai zic, eu nici nu pot. Bostul ai scampă, nici dă un banchet în cinstea directorului. Turnel, de ce ne obligi să insistăm? Nu ne lăsa, nu ne lăsa. Te plaște foarte bine. Nu ne pune situația pe genul. Accept. Hei! Barba albastră! Casanova! Hai, doctore, termină-ți consultația cu mine. Iartă-ne o clipă, dragă Turnel, sau dragă... Oarecare! Domnul Șandăviz, nu e aici? Este în camera de alături, dori să-l chem? Spune-i că am ieșit în oraș cu doamna Istangua. Și dacă întârzi, să nu fie îngrijorat. Parcă spunea că se duce diseară la un banchet împreună cu directorul lui din America și... Banchetul are loc mâine. Am văzut invitația. Înseamnă că a greșit adresa. A greșit adresa? Mm-hmm. Bestia. A greșit adresa. Omagile mele, doamnelor! Da, da. De-i du-te două, doi. A, domnule Turnel, vă tâmpiți mai bine? Da. Domn Carlos Omenides de Istanbul. Eu vă salut-o! Eu vă salut-o! Da, senior Șandebiz, nu-i aca, ha! Senior Șandebiz de camera lui cu domnul doctor! Camii! Ah, uite-l că vine! Ah, domn Carlos Omenides de Istanbul. Lasă-ne singur, Camii. Da. Cum sta uste? Regular! Da. Mia mujer, nu este aici? Bă, este aici împreună cu soția dumneavoastră. Poftim! Senior de Istanbul! Senior de Istanbul, eu vă salut! Nu, eu vă salut! Îmi pare rău, eu vă salut! Bine, rămâne așa, gata! Amin! Ce faci, doctore, pleci? Plec, am o pacientă aici la 2 pași. Te așteptăm! Amigo! Io sono uno... Io ve saluto! Saluta! E simpatico, da? Chi è sto acest ombre? Acest ombre este ombre Turnel. Turnel? Da, un prieten de-al meu, un băiat foarte bun, un singur cusur are. Femeile. No, stai că nu înțeleg-o. Mujera cusur la el sau el cusur la mujera? Face și el ce poate. Bueno? Acum se grăbește pentru că l-așteaptă o femeie. No. Zic că l-așteaptă pe el, dar probabil că mă așteaptă pe mine. No. Corespondența a sosit pe numele meu. Chi este această mujera? E o femeie bine, o femeie măritată, nu semnează. Da, înseamnă că este aici un cornito, a? Nu un cornito, un mare cornito. Hai, citește-l! Eu sunt aceea care miercurea trecută nu te-am slăbit din ochi la Palais Royal. Palais Royal? Te-a așteptat ora 5 fix la hotelul Mătănașul Galanton. Mătănașul Galanton? O femeie care te iubește. O necunoscută care te adoră. Pentru ce așterând aceste rânduri, lacrimile în cur și roaie? Până așa... L-o scris-o de la mia mujer! Miserabile! Canalios! Mia mujer! L-o scris-o per te! Dar nu e vorba de soția dumneavoastră, domnule! Dar eu cunosc-o, l-o scris-o, miserabile! Stasă-mă, la ce mă duc eu? Se duce Turnel! Turnel! El ombre de adineauri, da? Bueno? Eu l-o omoro! Eu l-o usido, miserabil! Asta ne mai lisea un conflict cu America de Sud! Canarios! Amigo? Eu sono muy amigo! Prieteno! Meglio te usido come un cane! No! Muziacito! Preso fuoco! Acqua! Acqua! Che porcheria! Cocktail francese! È possibile de mengamia? Ami! Omenides! No! No es pas tiempo par palabras!
pasamos a la acción y matar por la mor, miserables. Bine! Oameni deja! Și turnel! Și doamna! Da! Să nu pierdem o crimă dublă, crimă pasională, până la banchet, să dau o fugă până la turnel! Stai! Joben, unde mi-e Jovenul? Da, doamne, Dumnezeule, nebune, te-i cu tine, te-i de întâmplă data asta! Să-ți explic, dacă se întoarce turnel, să-i spui să nu se ducă la întâlnire, pentru că e viața lui în joc! Ai înțeles? Da! Ai înțeles? Da! Repetă! Dacă mă înțeleg cu turnel, să-i spui să-l ducă la turnel, că e chetea lui în toc. E chestia lui toc! E chestia lui toc? Da! E viața lui în joc! E viața lui toc! Te duc la atelier pentru că este viața lui toc! Dacă-l văd pe domnul Tulet, mă duc să-i pun că îmi dă la atelier pentru că este viața lui toc! Dacă-l văd pe domnul Tulet, domnul Tulet, dacă vă văd, vă zic că nu vă duc de la atelier pentru că este viața... Domnul Tulet! Nu vă duc de la atelier, domnul Tulet! Nu vă duc de la atelier, domnul Tulet! Domnul Tulet! Domnule Turnel! Domnule Turnel? Pe cine strigai? Pe Turnel! I-am spus ce mi-ai spus să-i spun. Să nu se ducă la întâlnire pentru că este viața lui în joc. Nici n-a vrut să mă asculte, parcă vorbeam limbi străine. Domnule! Aici, tu îți bagi joc de noi? Tu vorbești, tu poți să prinzi consoane? Ce folos dacă nu-l prind pe Turnel? Turnel? Turnel! Camerele! Terminați atât! Ăsta-i pat făcut să mă ia dreacul dacă nu s-a tăvălit cineva în el! Păi cam așa ceva! Păpușică, te pomenești că nu-ți place la hotelul meu! L-ai fi confundat cu vreun bordel, eh? Cine eu? La ce nebună? Domnișoară, dumneata ați câștigi o pâine cinstită la un hotel cinstit, dar de lux! S-a înțeles? Mai bine termină cu patul ăla. Hai, lași motru, marș! Ai sosit? De unde, mă? De unde, dacă nu de la crâșmă? Pentru ce, mă, la ora asta nu ești în postul tău? Bă, tu ai de gând să muncești, mă, sau ce? Să muncești, ai de gând? Să muncești? Du-te și deculcă! Ar trebui închise toate crâșmele. Asta l-a pierdut și pe Napoleon. Ce făceam, mă, dacă aveam nevoie de tine? Cine juca ramolitul? Eu? Gura! La cameră, fugă, marș! Culcat! Unde te trezești? Mă trezești? Hai, da, să mă trezești! Gura! Da, mă trezești! Cu cine te cerți, Feraion? Uite cu ăștia care se mișcă ca... se cunoaște? Se cunoaște că n-au făcut instrucție sub mine în regimentul 22. Îi învățam eu ce e mișcare. Nobody call? A? Nobody call? A? Nobody call me? Nobody, nobody. Thanks! Ce-a zis ăsta, mă? A întrebat dacă nu l-a căutat dama. Hai, dracu!
Ce manie au ăștia de a vorbi englezește, auzi? Pe dacă altă limbă nu știu. Apropo, camera asta să nu e reținută. Da? De cine? De domnul Jean de Bis. A. Ai să ții minte? Da, Coriță, ăla care fofără. Am primit o telegramă. Ce-ar fi să facem instrucție regulamentară? Ia să sunăm noi să vedem dacă a dormit un ramolit, un a plecat iar din post. Aoleu! Aoleu, reumatismul! Da, bine, bine, bine. Aoleu. Bine, bine, bine. Aoleu. Bine, bine, bine! Eu sunt! A? Eu sunt! Eu sunt? Du-te, dracului! Aoleu, reumatismul! Domnul Majuriu! Ce-i poși? Domnul Majuriu, iertați-mă aici, aoleu, iertați-mă! Vino-ncoa! Hai, mă, iertați-mă, poți să intru? Da, vino-ncoa! Aoleu, dar nu mă, nu mă... Vino-mă încoa, auzi? Iertați-mă! Am o depresie pentru noi, aoleu! Ce-ai, mă? Am o depresie pentru noastră, am o depresie! Ai o depresie pentru mine? Da, da! Unde te-am găsit, mă, așa de urât? E tot de la Jean de Bis. Da, Jean de Bis, ăla! Uite, ăla, bâlbâit, ăla, ăla, gânda, bă, este un om, este ceva de câte ori el întotdeauna, niciodată n-a... Bă, urâtule, bă! Hai, dragul de mine! Rețineți camere în numele meu și introduceți-mi în persoana care întreabă de mine. Da. Adică, cum adică să eu îi introducem, adică să îi introducem în cameră. Să o băgăm în cameră, da? Eugenie, s-a înțeles? Da, cum aș vrea introducem. Hai, împrăștie, ră! Hai, regu-te. Uite numai cum poate să-i fericească pe unii un simplu picior în fund, ai văzut? Nobody called? Ha? Listen, man, it's the second time that I ask if anybody called for me. Nobo, nobo! Niet! Nicevo! Thanks! Bravo! O brumă de engleză tot mi-a mai rămas mie de la unul cu care am făcut campania în Rusia. Aaaa, domnule doctor, poftiți, poftiți. Să trăiești, colonele, să trăiești. Să trăiți. Dar astăzi văd că intră la dumneata așa cine cum vrea. Dar ce, nu stă poș la intrare? Poș? Care poș? Eu îl știam pe Gabriel. A, da, am uitat să vă spun. Pe Gabriel a trebuit să-l concediez. De ce? Că era decorativ. Păi, tocmai că era prea decorativ. Aveau clientele cârlig la el. Cârlig? Păi... Să nu mai poată clientul să intre la noi cu o damă fără să-i o sufle personalul? Suntem casă de încredere. Ce dracu! Dar ce... Doriți o premieră? Nu! Aș dori, dacă se poate, o reluare. Olimp! Da? Pregătește lui domn doctor camera! Aaa! Domnul doctor! Domnul doctor! Vai, vai! Doamna Olimp, doamna Olimp! Oricând? Oricând ce? Oricând orice! Oricând orice? Da. Să nu uiți ce-ai spus! Să nu uiți! Mă doresc! Colonele, eu de câte ori o văd pe doamna Olimp, mă întreb de unde o cunosc. N-ați întâlnit cumva mai de mult o demimondenă, frumoasa Castania, zisă... Ferește-mă, doamne, degradați? Castania? Care la o popot a fost adusă goală pe o tavă de argint? Adusă? Da. Servită! Ia e, nevastră mea!
Ea a venit în căsnicie cu fizicul ei și mai ales cu bănuții ei. Și uite așa am deschis și noi... Ce? Motănajul ăsta! Domnul doctor! Da? Nu veniți să vedeți cuibușorul? Ce să văd? Cuibușorul? Colonele! Iartă-mă! Succes, doctore! Nobody call! Du-te, dracule! Thanks! Doamna dorește? Camera! Reținută pe numele domnului Chandeviz. A, da, pe aici. Poftiți, poftiți, vă rog. N-a întrebat nimeni de domnul Chandeviz? Nu, doamnă, nimeni. Dar dumneavoastră ați fost și azi dimineață. Mă trageți de limba, ai? Poftim? Camera, doamnă, are tot confortul. Uitați, acesta este patul. Pe mine acestea nu patul mă interesează, domnule. Patul, doamnă, numai patul, vă rog, restul e cam șubred. Dar n-am de gând să mă mut aici. Noi știți cum dorește clientela. În caz de flagrant delict, soț, martor, jandarmul la ușă și toată tevatura, vă rog să fiți atentă, doamnă. Aveți aici de fiecare parte a patului câte un buton. Dumneavoastră trebuie numai să apăsați pe buton. Buton? Nu. Feraion. Feraion. Feraion pe buton? Bine, doamnă. What kind of house is this? I ask if anybody call for me and you're just a fool, a crazy and a stupid man. Poș! Ia vezi, mă! Ce dracu vrea asta? Care ăsta? Domnul dorește? Camera domnului Chandeviz. A, da, pe aici, poftiți. Dar ce e? Dumneavoastră sunteți domnul Chandeviz? Nu, doar îl reprezint. A. Doamna a și sosit. Doamnă! Da? Domnul doamnei, doamnă. Să intre! Domnule? Doamna domnului, domnule. Mulțumesc. Da, di, da. Bravo, domnul Galanton, tâmpită melodie. Imediat, Raymond? Ce fericire, ce surpriză, ce plăcere. Dar ce cauți dumneata aici? O scrisoare, o femeie pătimașă îmi scrie că mă vrea și mă știe. Scrisoarea aia nu era pentru dumneata, ci pentru soțul meu. Cum adică dumneata ai trimis scrisori de amor soțului? E, da. Am vrut să-l prind cu alta. Pe cine? Pe Chandeviz? Cel mai credincios dintre credincioși. Știi dumneata ce a exclamat individul după ce a citit scrisoarea? Nu! Cum își permite dama asta să mai drept amorez? A spus el asta. Cuvintele lui, doamnă. A spus el așa ceva. Doamnă, vă jur. Surnel m-ai făcut fericită, dragul meu. Ah, ce trebuie mai face de acum încolo, doamnă? Surnel? Ce? Eu nu mă culc cu dumneata. Drept cine mă iei? O prostituată? Păi cum? Ochi în ochi, da? Da? Mână în mână, da? Da. Și îți dăruiesc și partea cea mai nobilă din mine. Care? Mintea. Mintea? Ce aș putea să fac cu mintea ta acum? Dar ce ți-ai imaginat? Ei bine, madam, eu nu te mai rog, îți ordon. Turnel? Te voi forța, madam. Să știi că țip?
Țipă. Să știi că țip. Țipă. Ajutor! Sunt Urnel. Sună și să știi că sunt Urnel. Sună și am sunat. Au! Ajutor! Sevriciu-i prost, nici un garson la mătănașul galant. Raymond, soarele meu, baricada mea, ce-i cu tine? Cechează! Și nu-ți crede ochilor. Da, fără intenție. Iubitul meu. Ne-am întâlnit fără intenție. Dragostea mea. Aparențele ne acuză, dar îți jur, suntem nevinovați. Nevinovați! Și Lucien să scrie scrisoarea. De vină e numai scrisoarea. Credeam că mă înșel și am vrut să te prind. Asta este adevărul adevărat. Asta este adevărul adevărat. Răspunde și tu! Vorbește! Spune-mi ceva! Cucoană, trebuie să iau vermutul ăsta la un client și vin imediat! Dacă aveți nevoie de mine! Și-a trebuit momentul, este mult prea grav ca să gândești acum la vermut! Mă așteaptă prin... Aaaa! M-a speriat, Cucoană! Destul! M-ai biciuit cu sarcasmul tău! Calcă-mă în picioare, dragă! Calcă-mă în picioare! Cucoană! Să fiu al dragul, dar ce figuri faci matale pe aici? Dă-mi mine, hai! Bate-mă! Dă-mi-a, bat-o! Păi dacă mai trag un gât, poate-i trag una, dacă e perversă? Bate-o și ai să vezi! Trage câte vrei, dar bate-mă, sărută-mă și să ne împăcăm odată! Așa, bat-o pe ea, sărută-mă pe mine! Ce ai dumne, ești invers? Dar pe cucoane, ia stai cucoane, că te pupă acu, dacă ai... Ți-a plăcut cucoane? Îți mulțumesc, dragul meu! Cu plăcere! Dacă vrei mai mult, aranjezi și mai mult, să știi, dar... Dacă ăsta nu poate, Nu. Ai răbdare până acasă, dar... Nu, dacă dânsul vrea acum și aici, eu mă retrag și... Stai liniștit, Dumnezeu, zic că n-am răbdare până la mine în mansardă, dacă ăsta nu poate, Ce mansardă,
dragă? Așa, unde am eu cotețul cu coana? Ce coteț ai tu, dragă? Unde stau eu cu coana? Numai dacă ăsta nu poate, asta zic. Victor Emanuel. În primul rând, pe mine mă cheamă Victor Emanuel cu coane, pe mine mă cheamă Poș. Poș? Da, Poș? Întrebați-i și pe Batistel. E... Poș? Care Batistel? E colegul meu, dar e pe post de bătrân, bolna. Aoleu! Aoleu, reumatism! Da. Aoleu! Da, lasă, cine sunt eu? A? Eu cine sunt eu? Păi ce, tu nu știi? Nu mai înțeleg. Da, taci. Cum îl cheamă? Cine e? Cum îl cheamă pe Poș? Nu știu. Ai spus eu că Poș. Pit, da. Poș! Poș? Poș! Poș! Stai un pic, adică dumneata nu e șandăviz? Nu, nene, Poș! Hei, Poș! Mă iertați, mă strigă la raport. Ce raport? Domnul sergent major. Care sergent? Hai, major. Domnule. Ăsta e. Dumneata ții motănașul ăsta? Da. Și domnul, cine e? Mai întâi de toate că nu-i domn. Mă rog, ăsta. Da, ăsta. Cine e ăsta? Cine e ăsta, da. Poș, garsonul nostru, cine să fie? Păi, cu coane, eu am bun interes să... Ce faci, mă? Mulțumesc, bine, stau de vorbă. Hai la tacare cu clienții, ai? În loc să-i lasă să-și vadă de-ale lor. Nu, cu coane... Mă, le-a tuscat, mă, deși că ne faci una dată, mă, nătă rău în rezervă, mă. Ai văzut cu coana că poși, mă, că strâmbă unul. Marș la cotețul tău! Onorata clientelă e rugată să ne scuze, dar garsonul are unele obiceiuri civile, ca să zic așa, care sunt absolut contra moralei instituției noastre. Ei bine, dacă se mai repetă, bine. Apă, dragă. Da. Poți! Nu pot de col. Da! Domnul Majuru! Cine a sunat? A sunat cineva? Au sunat ăsta. Bună ziua, domnii, dorește să fie servici? Da. Ce-ați dorit? O cameră. Victor Emanuel! Stai, dom'le, că acolo stă bani! Hei, cu coada, vezi că te-ai bani! Dom'le, acolo stă bani! Ce dracu i-a apucat acolo stă bani? Te simți mai bine, draga mea? Pe emoțiile astea... Hai să stăm aici pe pata amândoi. Unul lângă altul. Aaa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 a
Camille! E Camille? Ieri e! Nu-i Camille! Ieri e! De unde știi? După impertinență! Raymond! Raymond! Ieși afară, nenorocitule, morbule! A, dracu-i cote, hai! Care-te, hai! Filitele, dracule, ce se face? Adu-ți să mănânc o ciorbă. Te locurile mele! Te locurile mele! Nu! Nu mai stau! Nu! În casa asta! Raymond! Stai! Stai! Baricada! Etienne! Asta mai lipsea! Valetul vostru? Dar toată casa așa am debit s-a mutat aici? Raymond! Hei, nu e nimeni în stabilimentul acesta! Da, dar asta să fie servit? Domnul nu dorește nimic, că sunt în misiune.
spune-mi, te rog, n-a trecut pe aici o doamnă care a întrebat de camera domnului Jean de Biz? Ba da! Și unde-i doamna? E, nu se cade să vă zic o n-a. Lasă asta, soțul ei trebuie să apară dintr-o clipă între alta, vrea să o omoare! Aole, ești la noi? Da unde? Da, o să văd și eu când o omoară. Eventual. Aici a intrat. Mulțumesc. Ai salvat o viață de om. Aha. Domnule, nu vă supăr... Păi ce faci, doamnă, nu te omoară? Asta mai lipsea! Cu nevastă mi-am pacit tot pe mine mă bate! Bine, doamnă, dar când te omoară? Why is everybody going crazy in this house? I don't know, but I know somebody trying to kill somebody else. Thanks! Trebuie să fie clar, eu nu sunt nici Victor, nici Emanuel, ai înțeles? Ai înțeles? Conașule, sunt încornorat, conașule! Hai, lasă-mă! Da, conașule, da! Uite de un englez! Cine dume, nobul de colu? Nu știu că nu s-a prezentat! Doamna Tărăștă să fie servită? Camera reținută de domnul Jean de Biz, care o începe dumneavoastră aia. Numărul 2, pot să intru? Da, numai că nu mă cheme pe mine martorul la protest. Nu e nimeni aici? Nu e nimeni aici? Nu e nimeni aici? Te rugulii mele. Pardon! Mă scuzați! Dove stavo? Domnul Jean de Biz? Dumneavoastră aici? Eu. Pe Etienne, valetul meu, l-ați văzut? Pe Eticum? Eu neștiind, crezând că banchetul are loc azi, banchetul are loc mâine. Ce banchet? Dumneata, se îndrăgostești de mine? Cine? Eu? Lasă că am citit scrisoarea. Care scrisoare? Aceea de care îmi dădeai întâlnire aici. Dar ce te face să crezi că am scris-o eu? Păi dacă nici soțul dumitare nu-ți cunoaște scrisul... Cum? I-am arătat scrisoarea, așa ca între prieteni. Stai liniștită. Fii liniștită. Acum umblă să te omoare. Ce unde? Nu e aici. E afară. Foarte bine! El e! S-a pierdută! Să fugim! Salvează-mă! Salvează-te! E una dama voalata! Este mia mujer, miserabilos! Canalios! Este mia mujer! O, tu dat! Pardon! Unde este mia mujer? Doamnă! No! Get out of my room! No! Will you leave my door? No! Will you leave my door? No! 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 No!
All right. Will you leave my door? No! Yes! Hey, hey, hey! Ce-i cu scandalul ăsta? Toată ziua trebuie să stau după voi? Poș! Iar poș! Mă, stâlp de tractir, mă! Mă, spaima manutanței, mă! Mă, râsul regimentului, mă! Poș la frac și cu joben, ai? Păi și toate astea trebuie să aibă o măsură, mă, băiat. Domnule, permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Victor Emanuel Șandobiz. Mai e și beat pe deasupra. Domnule, sunt directorul societății Boston Life Company. Aoleo, dar criță, criță, nu? În cazul ăsta mă văd sirit să vă trimit martorii mei. Atunci, na, una domnule, pentru joben și încă una pentru martori. Marș la cortesul tău! Ce-i doctore? Ce-i doctore? Doamna Ferraiol! Ce-i cu ea? A intrat în ea o târdială! Când să ia? Ce? Ce rău? Păi nu e bine! Păi trebuia să-l stropești! S-o stropești cu ce nu are ea ta! Stai! Unde mi-e stangua? O mașină! Unde mi-e stangua? Adică că Gator! Gator, repede mașină! Turner! Repede mașină! Raymond! Turner! Raymond! Raymond, Turner! Turner, Raymond! Ce cauți cu nevastră, Turner? Nu m-ai trimis tu? Cum? Nu ți-am spus adineauri? Care adineauri, Turner? Când ne-ai găsit pe amândoi în cameră? Într-o cameră? Ce ai făcut cu nevastră într-o cameră, Turner? Când ai venit cu patul? Cum, Turner? Tu cu nevastra și eu v-am adus vouă patul? Nu spune câteva, de că răstine vorba! Mă, zdranță reformată! Mărnecat într-un pahar! Mă, rușinea infanteriei! Marș la cotețul tău! Firai al dracu! Cine te-a adus în unitate la hotel? Doamne, să n-ai luat ce vrei! Cine ăsta, doamnule? Care ăsta? Ăsta! A, un dobitoc! Da, cum îți iau? Poș! Poș? Poș! Te lucrurile mele! Te lucrurile mele! Ah, pardon! Domnule Crini, salvează-mă! Soțul meu mă caute cu un revolver încărcat! Vrea să mă omoare! Salvează-mă! Eu nu te retaniu la doamnă! Salvează-te! L-ai mai lovit cu coană, bine l-ai mai lovit. Domnul Șandăbis! Aoleu! Cerul mi te-a scos în cale! Uite cu coană! Ajută-mă că nu! O dată treacă de la mine! A doua oară mă facă în obște, dar nici așa! Ia vină cu cu coană, că acum... Bueno! Stopo! Eu caut la mia mujer! Mizerabilos! Can... Can... A putat! Nu vrem să deschid o da? Unde este mia mujer, mizerabilos, a? Te dau un ultimo avertismento! No!
Ce căutai tu la hotelul ăla? La ce hotel? Cum la ce hotel? La Motănașul. La Motănașul Galanton? Da, exact, la Motănașul Galanton. Și ce-ai căutat tu la hotelul ăla? Băi, culmea tupeului! Eu te prind pe tine acolo și tu mă întreb ce căutam? Pe mine! M-ai prins tu pe mine acolo! Ha! Antoanet, nu mă scoate din stil! Nici nu m-am urnit de aici. Antoanet! Crede-ți spun că nu m-am urnit, nu m-am urnit! Nenorocito, dar te-am văzut, te-am văzut cu ochii mei! Ei, și? Eu te prind pe tine acolo pe jumătate dezbrăcată în brațele unui englez! Englez era? Englez era! În primul rând că eu nu vorbesc englezește. Ce voia el se poate și pe muțește! Ei, da! Dar nu fără mine care eram aici, nu pricepi! Târfă! Animalule! Oh. Jură-te că n-ai fost la hotel! Poftim? Jură-te că n-ai fost la hotel! Jur, da! Animalule! Oi fi având vedenii! Ovarele! Ovarele mă influențează și la văz! Tu n-auzi când se sună? Iertați-mă, coniță, nu mă simt prea bine. Ovarele! Ești împit. Domnul, nu te-a înapoiat încă? Nu, coniță. Ești liber. Da, coniță, sunt liber. Sunt liber. Oh, și totuși ești o târfă. Fim? Nu era pentru dumneavoastră. Oh, iertați-mă, doamne, nu mă simt bine de la urmele. Raymond, unde ești? Prin ce am trecut? Ce dramă? Să nu dau iar ochii cu fiar? Cu animalul? E capabil de orice. Coniță, 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 conașul. Domnul Șandubiț a venit, i-am deschis, a intrat, zice... Aici locuiește familia Șandubiz. Anunță-l, te rog, pe domnul Șandubiz că am venit să-mi iau șapca. Șapca? Da. Și unde e? Afară. Șapca? Conașul, conașul îl așteaptă pe conașul. Să intre. Șapca? Ieși afară, ieși! Intrați, vă rog! Nu intru, l-aștept aici, domnul Șandebizu. Ați auzit, coniță? Nu intru, da, mă tare pe trecut mai adineaua la noi, la Motănașul. Hai, conașul! Adică unde vrei să ajungi, dragă? A, uite și pe pupăcioasa, nu? Ce are turnel? A, uite și peștișorul, merge treaba, merge, merge. Ce zice? Și mă dau fâța-fâța. Dar toată lumea bună s-a mutat, dar când ați deschis aici, că nu știam. Conița nu dorește să-i dau un telefon domnului doctor? Da, da. Ce, ești bolnav? La doctor, dacă... Asta este prostia mare, dacă nu țineam un cui, nu... Dar o... ce să ții tu un cui? Șapca! Și în cuiul cui? În cuiul cui? Cum e? Al cui cui? Păi cum al cui cuiul? În cuiul cui? Păi cum al cui cuiul? Păi cum? Termină!
Da, am băut niște vermut, da. Ce? Trăznești ca băutură? Da, trăznesc ca băutură. E beat, e beat, dragii mei. Nu-i bolnav, e criță. Sunt beat, dragii voștri, nu sunt bolnav, sunt criță. Și are o beție rea, machitoasă. No, ia, pleacă, pleacă! Pleacă de unde ai venit! Cu care nu plec de aici, nu mă miști de aici până nu-mi dau șapca, să-i zici! Victor Emanuel! Oaște! Victor Emanuel! Veniți repede, domn doctor, dar cine-i bolnav, nu spune! Conașul! Conașul! Bună, Șandeviz! Unde-i Șandeviz? A venit Șandeviz? Care-i Șandeviz? Bă, somnă să spuneți care-i Șandeviz! Ce-i ce s-a întâmplat? E beat mort, doctor! Beat? Da! E? Miroase! La ce ăsta e, doctor? Îmi pare bine, poș! Are totuși o logică, bă. Ce-a zis ăla că am? Imposibil să fie așa dobit loc. Bucoana, ori îmi dai așa că ori mă supăr și urmă seara, mă supăr! Dragul meu, dragul meu! Efectiv, ce te supără! Păi mă supără! Să-l întreb ce te supără! Mă supără că nu-mi place... Ia, iertați-mă, domnule. Mă supără că nu-mi place să am de-a face cu nebuni și mai ales de ăștia triști. Uite ce fețe au ăștia. Da. Las că am eu, domnule. Puțină bună dispoziție, zâmbiți. Da? Eu nu mă adorează. Dragul meu, da. Ia întinde mâna. Da. Uite cum îi tremură. Adevărat, nu faci panorama cu mine aici? Faci panorama cu mine aici, ha? Păi stai să rămâi, să duc în apucă pandalie. Asta-i mâna! Asta-i mâna! Doamne, foarte bine! Vă rog să râdeți, poate îi trece. Au mai fost cazuri. Aici, 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 doamne! Ce te râzi ca o hârțan ca la circ aici, a? Cum poți să spui așa ceva? Păi nu mai scuți să râde tâmpita aia acolo! Ai nebunit, drag, ai nebunit? Raymond, lasă-l cu mine, mă duc să-l culc. Ce faci? Mă duc să-l culc. Da? Și crezi că faci ceva cu el culcat? Raymond! Doctor, așa de tânăr, așa e de tânăr și bolnav, lăsați că e meseria mea. Uitau, lăsați-mă cu el. Doctore, dar cum se numește boala asta? Ne râd toți ca nebuni așa. Tu ce faci, nu râzi? Gata. Aha, deci nu-i unul întreg în casa asta, am înțeles. Dragul meu, gata! Oh! Dacă ești atât de obosit, ai să te dezbraci și ai să te culci. Uite, Etienne are să-ți facă patul. Să facă patul? Da, da. Uite unde o să facem noi nani. Să facă patul, să facem noi nani. Ascultă-ne, nema ta, ori ești nebun, ori cred că ai altă dam blată, știi? Palatul lui Conașu. Da, baie, nu-mi faceți baie? Nu? Întâi nani, pe urmă baie. Întâi nani, pe urmă baie. Te simți mai bine așa? Mă simt mai bine așa. Te simți mai bine așa? Așa mă simt mai bine. Ia de-n. Da. Am eu un degețel? Da. Care îmi șoptește mie că băiatul lui Iolecuță sete. E nebun. Etienne are să aducă ceva de băut. Etienne te cheamă. Vai Conașu. Etienne, vai Conașu, îmi pare bine, poți. Ce fac? Ce face? Îi pare bine și lui. Îți pare bine și ție. Pare bine și mie. Mi-a părut și lui bine. Dar bei ce ți-aduce? Dar bei ce ți-aduce? Da. Bea ce i-aduce? Nu tu, el bea ce i-aduci tu, nu înțelegi? Eu beau orice la mine. Așa, foarte bine, gata, la culcare, hai, gata, gata, gata. O, Dumnezeule, doamne, am întâlnit. Etienne, vino încoace, vino încoace. Amoniac ai pe undeva? Da. Foarte bine. Îi pui într-un pahar niște picături de amoniac și dai imediat, dar imediat după ce se trezește. Câte picături? 329. Mai Conașu, mai Conașu. Dar cu cona aia, aia pupăcioasa, la ce cameră ați băgat-o? Conița? Conița, conița, la ce cameră ați băgat-o? În dormitor. Hai în dormitor după ea. Așa-i petrecut mai din nou la noi, la Moțenașul Galandon, nu? Vitor Emanuel, nu te-am fac bolară, mai bine lată-mă să-ți spun ce te-a întâmplat! Adică? Mai întâi a fost engledul, toc, 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 toc! Urmă a venit tulcu, toc! M-a pupat în tulc! Într-adevăr, a fost unul cu un pistol
care ia, eu n-am înțeles ce ai zis, ia mai zi-o dată, n-am înțeles ce ai zis. Mai întâi a fost Engledul, toc, 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 m-a venit Tul cu paoști, m-a bumat de Tul. Da, a venit un Engle, un Engle, un... eu nu înțeles ce ai zis ăsta, ia mai zi-o dată. Mai întâi a fost, oh, 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 mai întâi a fost Engledul, toc, 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 da. M-a venit Tul. Da. Pau! Și m-a bumat de Tul. Ce-a zis ăsta acum? Ce-a zis? Mai întâi a venit Engledul, toc, 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 până a venit Tul cu chipotii, l-a bubat în Tul, na! Ce-a zis ăsta? Ce-a zis ăsta? Îți ne-am aconașul, spune-mi, da, pleacă de aici, pleacă de aici, ia mi-o, e ceva cu anșul, dar pleacă, 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 hai mai aici, hai mai aici, mai aici, mai aici, mai aici, mai aici, aici este un spital de handicapat sau ce este, hai nu mă fiți primă, las-mi tu mai n-am înțeles nimic. Dacă cumva te întâlnești cu bărbatul meu, Gwendien, să nu zici că am fost ahotirea mătărașul Galanton, că dacă află, mă omoară, înțeles? Te-a zis? Te-ai cu mine? Te-ai cu tine! Te-ai cu mine, te-ai cu tine! Nu, nu fi continuând demența și la mine. Slavă Domnului că scap de mizeria! Ah! Ah! De acolo te-ai uit? De acolo te-ai uit? E unul dat în doi. 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 Ce obi cu domnișorul Cami? Mă întreb și eu, Etienne. Conașul mă recunoaște? Ce înseamnă că te recunosc? Adineauri nu... Haide, unu, date toi! E unu, date toi! Nu, nu. Fii calm, dragă! Fii calm! Cum să fiu cald, doamnă, când te găsesc în casa mea cu individul? Cum îndrăznești, nenorocitule, să-ți mai arăți fața aici după ce te-am prins cu nevastă mea în bordelul acela? Lăsați-l din plină grijă. Fugiți de aici că e periculos. Vai de... Totole! În plină criză. Totole! De ce? E unul dat în doi. Da, 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 da. Unul dat în doi. Nu doi, sunt trei. Sunt aici, nu, totul. Lăsați-l cu mine. Fugi, nu mai râde. Victor Emanuel, spune-i tu bunului tău prieten ce se întâmplă. Iartă-mă, doctore. Poftiți. Ce e asta? Mi-a cerut domnul doctor. Da, da, eu. Nu te simți bine, doctore? Nu e pentru mine, e pentru tine. Poftind după toate emoțiile prin care ai trecut, are să-ți prindă vin. Nu te mai refuz.
Ai pus tot ce trebuie? Da. Noroc. Câte picături? Foarte bun. Ce? Spune-mi. Dacă îi dădeam pastile, ne scotea ochi. Împică soluție. Da? Cu domnul Șandă Biz, vă rog. Aici vă rog, poftiți. Da, mulțumesc. Ce faci, colonele? Ai venit să-ți fac asigurarea tocmai acum? A, nu, domnule doctor, dar am venit să vă aduc un obiect pe care l-am găsit la mine la hotel și pe care stă scris Camille Chandebi. Te luguri! Doctor! Nu știu ce are domnișorul Camille, dar stă în baie și face duș rece. Al nebun. Unde-i baia? Acum. Dar ce căutai dumneata în baie după el? Etienne! Doar nu o să fie acum gelos pe un biet bărbat în pielea goală! Iartă-mă! Povarele! Dar ce ați înnebunit? Nebuno! Bum! Etienne! Ce cauți tu aici? Etienne! Îmi plimb fracul prin oraș, ai? Domnule, sunteți într-o casă onorabilă, domnule! Mă, idiotule, tu dai în mine, mă! Domnule, nu vă permis! Ce să-mi permis, mă, animalul ăla, că te omor cu bătaia! Domnule, e patronul meu! Au! Poliția! 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 O fi plecat nebunul! Amigo! Altul! No. Nu te temete de nimica! Eu sono calmo acum, amigo! Calm! No? Gata! La poliția! Il comisario m-a confiscato la revolvere! Bravo la poliția! Așa că eu m-a dus-o due pistoletto! Una incarcato, alta neincarcato, puftim. Ah! Luamos questa creta, da? Da. Da. Facciamos un rotondo pe tuo corazon. Cu minte. Da? Da. Da. La mine faco la felo, un rotondo pe mio corazon. Da? Da. Da. Luamos un pistoletto sfiecare, tragemos in rotondo del corazon. Aquello care are un glonte in rotondo, estes mortos, da? Nu. Estas duelos nostros, luate pistole. Nu, vă rog. Luate pistole. Nu, vă rog, vă rog. Luate. Nu. Luate. Ajută! Ajută! Eu? Culcat în propriul meu pat? Doamne Dumnezeule! Doamne, casa e blestemată! Luate! Luate pistoletul, miserabilos! Canalios! Eu te omor! În casa asta să ai boala somnului și nu poți dormi! Na! Aule, fii de roșii! Na! Luate! L-am nimerit-o, miserabilos! S-a tras la voi porcheria în casă! În questa... S-a tras casa. Foc de armă! Am auzit eu la voi în casă! Stop-o! Da! Porque la scrittura de la mia mujer este la tuo marito? Porque? Porque, Lucien? Explică-i dracului să terminăm o dată. Ce explicare! Omenides! Escúchame! Senor Chandebis non tiene más apetito sexual. No! Per un toro comunale soy un pobrecito impotente. No! Pues drunk tros plus e flush. Que Dios me protege! En tal circunstancia, Raymond me ha pedido de escribirle. Tengo apuntamento con él y al gatito en Quilombo. Oh.
Io che avevo pensato che soi cornuto! Come te dai la sgrazia, signor! Mi che Santa Maria di Guadalupe! Mi amore! Che mi has abierto los ojos! Parano come tiro un cremen tan orrible! Mi toro furioso! Lucien! Mi poderoso matador! La más mujer fiel del mundo! Amico! Amico! Io sono calma come amico! Io sto che dama della Palais Royal, autore della scrissore, non è questa mujer mia, no, è questa mujer vostra. Mujer nostra? Ia mia ora che ti sei explicato. Ma animale! Colonele! 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 Hai innebunit? Domnule! E soțul meu. Poftim? Exact. Victor Emanuel Chandelier. Soțul? Da. E conașul? Da! E valul meu? Da! Mi-e amigo? Da! Vai de mine, vă rog să mă iertați. Dar dânsul seamănă leit cu garsonul meu, cu Poș. Poș? Da! Poș! Poș? Cui ceruse-mi eu iertare? Ia uite ce era să plătesc eu! Cui dăduse-mi eu amoniac? Ia uite pe cine era să omoră eu! Ia uite! La la ri la ri la ra ra! Aveți ceva de declarat?